Occidentul e acum împărțit în două tabere mari în ce privește relația cu Rusia. După episodul Crimeea, unii sunt mai înțelegători, precum domnul Schulz, pe care l-ați criticat zilele trecute, alții mai radicali. Care ar trebui să fie poziția României? E o părere strict personală aici. N-am avut o dezbatere în partid pe chestiunea asta. Eu cred că România n-are de ales între două tabere. Poate că discuția asta se poate purta în Franța. Dar România, acolo unde se află, pe harta lumii și în toată această harta tuturor spaimelor și suspiciunilor, nu are decât să se afle în tabăra celor care sunt hotărâți, au maximă determinare, pe o poziție fermă în raport cu Rusia. Atenție, fermă nu înseamnă un nou război rece generat de noi. Fermă nu înseamnă să nu ții cont cu realism de ce înseamnă Rusia, de relațiile extrem de complicate și ale Europei și ale Americii cu Rusia. Dar ce înseamnă fermă? Să-i spui Rusiei ce? Ferm înseamnă să gândești și să acționezi altfel decât domnul Schulz. Adică, e adevărat că oricine vrea energie ieftină. E adevărat că toate țările Uniunii Europene, mai cu seamă Germania, au energie ieftină. Dar în momentul în care spui ca domnul Schulz că ăsta e sensul Uniunii Europene, să obțină energie la prețuri rezonabile și că noi așa ne dovedim credibilitatea, nu ești într-o atitudine fermă. Atitudine fermă înseamnă să spui, da, Uniunea Europeană înseamnă aceste valori și le vom apăra, chiar dacă va fi nevoie să avem energie mai scumpă. Acestea sunt politicile Uniunii Europene, acestea sunt promisiunile pe care le-am făcut și acestea sunt garanțiile de securitate pe care le avem, care nu se pot negocia la maniera că dacă ai luat Crimeea, bun, să fii sănătos, e un fapt împlinit. Sigur că e un fapt împlinit, sigur că nu intră nimeni cu trupele acum în Crimeea să o ia, să o dea înapoi la Ucraina. Dar nu poți trata cu atâta ușurință și nu amestecând registrele. Din punctul ăsta de vedere, România trebuie să fie de partea celor care doresc și se comportă în consecință un interes și o prezență americană accentuată în Europa și în această zonă. Asta înseamnă doar să spui, a da, americani, veniți dacă avem probleme să ne susțineți, ci să faci tu în Europa o politică în concordanță. Să te duci în fine către acel 2% în România și la alte praguri din bugetul apărării alocat, că nu poți la sfârșit, la nesfârșit de zeci de ani, nu greșesc să lași greutatea asta doar și doar pe americani, că au de unde. Nu cred, pe de altă parte, că putem să vorbim frumos în întâlnirile cu premierul Leancă și să spunem, vai, noi vă ajutăm pașii spre integrare și să nu te uiți că dacă nu avem o poziție fermă, Republica Moldova nu are nicio șansă de nicio integrare și în noiembrie pierd alegerile oamenii și s-a încheiat cu orice proiect. Ultima întrebare, cum caracterizați poziția premierului Ponta în ce privește acțiunile Rusiei? E fermă, nu e fermă? Nu e deloc și este iar un lucru foarte neplăcut, că premierul a avut și declarații, pozițiile lăsat pe ministrul de externe. Am impresia, pur și simplu am impresia că premierul evită să se pronunțe și atunci... De ce? De ce o face? Nu de ce aveți impresia. De ce evită? Nu știu. Nu pot... Din ce știți dumneavoastră mai vrea Ponta să se vadă cu Putin? Că existau demersuri. Sigur, existau demersuri. Nu era nimic rău în asta. Poate să și vrea în continuare... După episodul Crimeea. Dar nu poți... Nu știu. Domnul Ponta pare avea un pronunțat gust de colecționar în materie de vizii. Cam numai Putin îi lipsește. Gândiți-vă și la asta. Fiți și dumneavoastră înțelegători. Dar... asta nu înseamnă că trebuie să taci asupra unor lucruri sau că trebuie să fie echivoc. Mai ales când domnul Blănculescu, consilier al tău, se apucă și spune niște lucruri pe care omul are dreptul să le spună. Eu n-am nimic, nu vreau să-l cenzurez cu nimic, dar nu o poate face când de consilierul tău, fie și onorific. Și când ți se cere să te pronunți, să taci de atâtea zile. Blănculescu e în continuare consilier al premierului. Ar trebui să demisioneze după declarațiile făcute? Domnul Ponta ar trebui să delimiteze de această chestiune, pentru că acolo se spun niște grozăvii. Spune domnul Blănculescu,
Repet, are dreptul, dar în calitate de persoană privată și dacă nu, eu am tras concluzia că premierul în taină, așa, agrează ce a spus domnul Blănculescu. Doi, avem acum o altă... Asta înțeleg că nu sunteți de acord că România devine țintă găzduind trupe americane aici. Dom'le, România țintă, dacă e... Nu, asta a spus domnul Blănculescu în esență. Nu, domnul Blănculescu a spus mai mult. Domnul Blănculescu a spus că devenim țintă, dar abia acum, pentru că au venit 800 de militari americani într-o operațiune. Păi nu, dacă e vorba de țintă în sensul domnului Blănculescu, țintă eram de mult, de când suntem în NATO, de când suntem un partener foarte serios al Statelor Unite aici, de când avem bază americană la Cogălnicianu, nu cred că... Doi. Chestiunea asta pe care mi-aduce aminte de tinerețile mele de anii 80, de mișcarea pentru pace și așa în Europa, n-am mai auzit de atunci ideea asta. Și, domne, nu, ce baze militare, ce de veselu, să vedem aici economie, să ne aduc firme, să avem prosperitate economică, de parcă firmele n-ar veni în România, pe cât ne dorim, din cauza militarilor americani, din cauza corupției și prostiei noastre. Și, sigur, toate aceste lucruri generează un tip de echivoc, după părerea mea, de prost augur.